Salut, ce bine te-am regăsit pe canalul meu! Am atâtea noutăți că nici nu știu de unde să încep. În primul rând, hai să încep să-ți spun ce vom face astăzi. M-am hotărât să fac într-un sketchbook de acuarelă, cu hârtie de acuarelă, schițe doar cu zone, clădiri, cartiere din Reșița, din orașul meu natal. Poate ai văzut deja pe pagina mea de Facebook poze cu ele și aveam bazinul olimpic. O poză foarte frumoasă de anul trecut de la Festivalul Custom, cu dealul golului luminat cu acea cărare împodobită cu luminițe, o poză pe care mulți dintre noi am avut-o la profil în perioada respectivă, un bloc de pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza pe lângă care eu treceam atunci când mă duceam la școală. Biserica Schimbarea la față din cartierul Covundari, o clădire baroc industrial din cartierul Muncitoresc și astăzi m-am hotărât să fac un colț al clădirii Colegiului Național Traian Alescu, unde am terminat, pentru că anul acesta o să am întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Și în timp ce schițez, am în față poza de profil a colegiului. Deci, efectiv, e doar un detaliu cu colțul clădirii, cu insigna. Ok, și ziceam că am multe, multe, multe noutăți. Și anume, pe lângă pagina mea de Facebook și canalul de YouTube, pe care mă gândesc că dacă mă urmărești acum, știai deja de ele, m-am hotărât așa să diversific puțin, dar înainte de toate, nu cred că am spus foarte clar undeva care sunt misiunea, viziunea și valorile canalului meu și ce încerc eu să fac. Eu de handmade m-am apucat în 2012, vă ziceam în videoclipul de intro, dar am început cu bijuteriile. Ulterior am făcut felicitări, ambalaje pentru bijuterii și am început cu ideea de jurnal de artă. După care și tablouri, deci practic am încercat mai multe tehnici. În funcție de ce studiam online și ce simțeam că mi se potrivește sau că îmi vorbește, că nu știu, poate vi s-a întâmplat și vouă, nu neapărat în ce privește arta, dar în orice, în viața de zi cu zi. Să reacționați la lucruri la care inițial nu v-ați fi gândit că vi s-ar potrivi. Și să rezonați. În sensul acesta am simțit că unele lucruri îmi vorbesc. Bun, și ziceam eu misiune, viziune, valori. Ce mi-am propus? Sincer, cumva a fost greoi procesul meu de a învăța, în sensul că găseam aici colo lucruri care mi se păreau frumoase, dar nu găseam undeva efectiv pe un fir logic procesul de creație, plus că nu găseam
canale în limba română. Nu că aș avea vreo problemă cu engleza, Doamne ferește, doar că sunt termeni tehnici. Sunt termeni tehnici care nu se traduc motamo. Și atunci ai fi căutat, dar nu prea știai ce să cauți. Nu știai după ce termen cheie să cauți. Și în sensul acesta, zic eu că a fost un proces greu. Și atunci, ce mi-am propus eu după atâția ani, m-am gândit că poate sunt și alții la început de drum, cum eram eu pe vremea aceea. Da? Și sunt alții care vor să înceapă acum și nu știu de unde să înceapă, nu știu ce să caute și cumva să facem împreună. Să încercăm să luăm la pas împreună tot acest proces. Și de asta vă și încurajam să puneți comentarii pe canalul meu de YouTube. Efectiv, orice v-ar interesa, să deschideți o discuție acolo și în măsura în care vă pot ajuta și am încercat acest lucru, să încercăm împreună să dezbatem. Eu știu, dacă îmi ridicați la fileu un anumit proiect, o să încerc să mă ocup de el și să fac o postare, o filmare pe tema respectivă, acum și în măsura în care mă găsesc din punct de vedere creativ în zona aceea, că ați văzut, dacă ați încercat, poate azi te simți ok să pictezi natură statică, fructe, eu știu, ceva vesel, în alte zile ești mai sumbru, eu știu, sau vrei să faci schițe urbane, dar putem să încercăm. Și dacă am început în direcția aceasta discuția, atunci vă ziceam că am multe noutăți. Astăzi când filmez, dar probabil că o să fie acum o săptămână în momentul în care tu o să te uiți la filmare, am creat un grup de Facebook pentru pasionații de artă plastică și aici intră totul. Deci totul și ce ți-am enumerat că am încercat eu până acum și orice altceva ai dori tu să încerci, pentru că nu vreau să mă erijez ca un profesor, ci dimpotrivă aș vrea să fie un schimb de experiență. Cu siguranță am și eu multe, multe, multe de învățat și poate învăț și eu ceva nou de la tine, iei și tu de aici ceva și așa mai departe. Da? Și atunci am creat acest grup de Facebook care aș vrea să fie ca un schimb de experiență, de idei creative, poate să fie, eu știu, presărat cu provocări, cu challenge-uri, pentru că dacă ai făcut așa surfing pe online, ai observat că în fiecare lună, la nivel internațional, există tot felul de provocări. În februarie se desenează zâne, în aprilie de obicei Alice, în mai se desenează mermaids. Că nu-mi vine acum sirene, în iunie unicorni, în principiu sunt în engleză și pentru că toată lumea, tot globul vorbește engleză și atunci aceste provocări în principiu sunt lansate în engleză și sunt jocuri de cuvinte. Deci este februarie cu zâne, ziceam, este February. Apoi
în martie, tot legat de Alice în Țara Minunilor, am participat odată la o provocare, era March Hare, acel iepure de câmp, da, care iasă din brlog în principiu în luna martie. După aceea, în aprilie era Alice in April. Deci sunt jocuri de cuvinte. În mai, Mermaid, de la Mermaid și May, luna mai, da? Sirenele din luna mai. În iunie ziceam unicorn, junicorn, de la June și unicorn. După aceea, în octombrie sunt provocări cu desene monocrome, da? Doar în cerneală și este Inktober. De obicei, de Crăciun, iarăși sunt provocări tematice, da? Și în principiu ele durează toată luna și se dau pentru fiecare zi în parte, se dau teme ca și, eu știu, ghicitori, versuri de cărți pentru copii, ceva fun care să lase deschisă interpretarea, astfel încât fiecare persoană care participă să vină cu ceva inedit, ceva nou. Poate, nu știu, în momentul în care eu aud tema, mă gândesc la ceva, tu o să te gândești la altceva și așa mai departe, dar tocmai asta este interesant, să venim cu idei cât mai diferite, da? Și să învățăm unii de la alții. Apoi ziceam că aș vrea pe acest grup de Facebook să facem schimb de impresii despre produse. Nu știu, poate eu am încercat un tip de acoarele, tu ai încercat un altul, ce ți-a plăcut, ce mi-a plăcut mie. Recomandări dacă e ceva super, super fain și eu știu, ai vrea să ne recomanzi celorlalți din grup să încercăm. Tehnici, nu? Poate ai descoperit un trick să faci, să obții un efect super fain și vrei să-l împărtășești. Și așa mai departe. Poate să fie grupul acesta, comunitatea ta, în care să-ți împărtășești lucrările, să ai un feedback, pentru că nu sunt foarte multe persoane pasionate de așa ceva și atunci poate acasă membrii familiei nu îți împărtășesc neapărat hobby-ul și nu ai cu cine să discuți, să schimbi impresii și să împărtășească bucuria ta și un alt motiv ar fi că dacă vrei să faci ca business lucrul acesta, ai o zonă de promovare, da? Oameni care îți împărtășesc pasiunea, nu? Intră, deci practic se creează deja o nișă de piață. Efectiv, în acest grup intră oameni interesați de așa ceva. Sunt filtrați, sunt aleși, da? Deci nu o să intre cineva care nu e pasionat de artă. Ce mi-a plăcut foarte mult la ce am văzut în Statele Unite, mai ales, este că ei au o întreagă industrie bazată pe așa ceva și sunt artiști care, de exemplu, creează materiale, da? Fac ei design de materiale, cărți de colorat, eu știu, bandeau washi, care e o bandă gen scotch, dar de hârtie pictată cu design făcut de artistul respectiv. Deci există și o piață de desfacere a produselor. Interesant ar fi să găsim și firme
firme care să ne producă, da? Fabrici care să producă în România bandă washi sau ștampile, da? Ștampile cu design după desenele tale, cărți de colorat să tipărească cu hârtie specială pentru creioane, marcare, acuarele, pentru că sunt toate diferite și aici ar fi o întreagă discuție ce hârtie să folosești, ce mediu pe ce hârtie, cum poți să le combini, merge acuarela cu marcele pe bază de alcool. Da? Deci sunt toate tips and tricks care, și asta aș vrea să ating eu în videoclipurile mele, să aibă o componentă educativă și vă ziceam, oricând puteți să puneți întrebări dacă vă interesează ceva, de exemplu. Pentru că făcând lucrul acesta de 8 ani, m-am lovit de diferite probleme și atunci poate ai vrea să știi pentru tine să fie mai simplu. Unde găsesc hârtie de acuarelă, calitate bună, la un preț rezonabil, adică să nu îmi tai o mână și un picior ca să obțin 10 col de acuarele sau să-mi vând un rinichi. Da? Și acum dacă am deschis subiectul, e un magazin foarte fain la Timișoara, la Fructus Center. E pe Gheorghe Lazar și au și magazin online, complexart.ro, raport calitate-preț super, livrare gratuită, dacă nu mă înșel, la comenzi peste 300 de lei și astea ar fi punctele tale. Punctele slabe ar fi că nu sunt foarte variați, adică sunt, dacă țineți minte, în genul acelor vechi magazine comuniste, cum era în Reșița Galeria Agora și avea acel magazin de arte plastice lângă, în sensul că sunt foarte tradiționali în ceea ce privește materialele pe care le aduc. Și anume, mediumuri de pictură, da? Acrilice, acuarele, două, trei feluri și, da, vârful gamei și gen de hobby sau pentru studenți. Da, deci am impresia că sunt genul de magazin care aduc materiale pentru studenții la arte plastice. Și nu se duc în zona aceasta de scrapbooking, de mixed media. Mixed media, mă gândesc că știți ce înseamnă, dacă nu, adică n-aș vrea nici să vin cu explicații redundante, dar nici să nu știți despre ce vorbesc. Și atunci o să fac așa un mix match ca să fie pentru toată lumea și eventual dacă îmi lăsați comentarii o să pot pe viitor să-mi corectez discursul și să mă adresez unei categorii anume. Da? Deci mixed media înseamnă să amesteci de toate. Dacă, să zicem, lucrezi într-un jurnal de artă, care e practic un caiet de schițe, da? În principiu cu hârtie mixed media, adică e o hârtie mai groasă care poate să ia și acuarele, să reziste la hârtie, poate să ia și marcare, problema la marcare este că trec prin foaie și se văd pe partea cealaltă, deci să fie o hârtie destul de groasă care să minimalizeze, că nu poate să reducă efectul acesta. Da? Și să poți să mergi în jurnalul respectiv cu de toate, ziceam, și cu marcare, și cu acuarelă, și cu acrilice. Nu știu dacă cu ulei, că durează foarte mult să se usuce, dar amestecăm de toate. Și creioane colorate, și linere. Deci, în principiu, poți să ștampilezi. Da? Atâta timp cât folosești mai mult decât o tehnică, deja ai făcut mixed media.
Asta înseamnă un amestec de mediumuri. Asta înseamnă mixed media. Bun. Deci pe mine asta mă pasiona, da? Și în momentul în care eu știu, vroiam să mă duc puțin mai adânc și să încerc tehnici noi, da? Ce vedeam eu online, mă trezeam că nu găseam materialele respective. Mai ales, să zicem, vrei să faci felicitări. Păi aduc numai niște, nu vreau să vorbesc curât, prostii de lucruri chinezești și ieftine, într-adevăr, dar nu mă încântă, pentru că nu rezistă, nu durează, nu obțin efectul pe care îl doresc. Sau, dacă aduc din cele bune, aduc basic shapes, adică cercuri, dreptunghiuri, pătrate, ovale și așa mai departe. Pe de altă parte, înțeleg, pentru că oferta este atât de vastă încât probabil că ar trebui să faci niște stocuri atât de variate și să blochezi niște bani, da? Și lucrul ăsta nu își găsește justificare economică. Deci, ca economist, înțeleg rațiunea. Pe de altă parte, ca artist, am fost foarte dezamăgită. Da? Și după aceea mai este un site, craftmall.ro. Aceștia sunt din București. Acolo găsești lucruri mai variate, dar sunt foarte scumpe. De exemplu, și o să fac o paranteză după aceea, dar hai să îmi termin ideea. De exemplu, un mamut al industriei mixed media este Tim Holtz, care e un creator pentru Ranger. E o companie din Statele Unite. E un tip foarte, foarte inovator, cu idei extraordinare, gândește outside of the box complet. Da? Și în fiecare an lansează produse noi. Și acum paranteza mea. În fiecare an, în luna ianuarie, în Arizona, în Statele Unite, are loc Creativation sau CHA. Este o conferință internațională a tuturor producătorilor de materiale plastice și acolo au standuri de prezentare și practic toate magazinele care își doresc să vadă ce marfă nouă apare, cum se folosesc, cum au gândit ei, nu? Că practic ei trebuie să gândească cum vor fi folosite produsele respective. Da? Și acești creatori fac prezentări de produse, iar acei proprietari de magazine, fie că sunt fizice sau online, da? Urmăresc, hotărând apoi ce stocuri să își facă pe anul ce va veni. Da? Bun. Există un canal, există mai multe canale de YouTube, practic fiecare producător care participă are un canal de YouTube unde prezintă filmulețe de acolo, dar mai e o doamnă și canalul ei este scrapbook.com, cred, dacă nu mă înșel, dar dacă tastați Creativation, da, sigur găsiți. Bun, și pe canalul doamnei respective am văzut eu ceva ce mi-a plăcut foarte, foarte mult și mă pun și scriu mail către cele două magazine, da, pe care le-am găsit eu mai răsărite cu o gamă mai importantă, mai variată de produse. Cel din Timișoara și cel din București. Da? Bun, cel din Timișoara nu mă duce, cel din București să vadă nu știu ce. Bun. Trece o lună, două, trei, nu aduce nimeni nimic, mă pun eu și îmi iau inima în dinți și comand în Statele Unite. Asta a fost, cred că, prima dată când am comandat eu ceva din afara României. Și vă și spun, deci e un site, Simon Says Stamp, care e un fel de mall pentru produse, pentru creatorii de arte plastice, da? Unde poți să-ți iei unelte, materiale și așa mai departe. Este întotdeauna super la zi, dar și taxele te leșină.
Oricum, deci, dacă, eu știu, chinezismele erau undeva la 50 de lei setul, da? Pe mine m-a ajuns la 100 de lei setul. Peste un an de când comand, apare și pe site-ul acela din București, care era mai inovator, cu 200 de lei setul. Deci sfatul meu, dacă vă place ceva și vă doriți, nu așteptați. Nu așteptați, luați-vă inima în dinți. În principiu sunt site-uri foarte serioase. Cele pe care le vedeți prezentate pe canalul creatorilor importanți, cum vă ziceam, Tim Holtz, compania Ranger și pe lângă Tim Holtz mai au Diane Reeves, care iarăși este o doamnă super extraordinară, o bătrânică din Marea Britanie, tatuată și cu părul vopsit super roșu și plină de viață. Deci e faină și să stai să-i asculți canalul, să o urmărești, pe lângă tot ce te poate învăța. Dina Wakely și așa mai departe. Sunt mai mulți creatori pentru Ranger. Da, deci sfatul meu este să te arunci și să îți comanzi, să-ți iei destinul în mâini și să nu aștepți să îți aducă aici ceva, pentru că va fi și mult mai scump decât dacă ți-ai luat singur. Eu înțeleg să-și pun adaos, dar mi se pare un adaos extraordinar de mare. Da? Și poți să îți iei destinul în mâini și să găsești ce dorești tu. Iarăși, ce m-a impresionat pe mine și de unde am mai comandat, Jane Davenport din Australia. Iar pe partea de bijuterii, cele mai grozave sunt rusoaicele și pe Etsy, care e o platformă unde mai mulți creatori închiriază spațiu virtual și își vând produse. Este o firmă rusească care face forme de decupat plastelină. Dacă vă interesează, lăsați un comentariu și o să caut exact cum se numesc. Deci, pot să zic că am comandat aproape din toată lumea și n-am avut nicio problemă și a fost mult mai ok decât să stau să aștept să aducă cineva în România. Poate și nu știu, că nu suntem destui care au hobby-uri de genul acesta și că poate suntem cu câteva generații în urmă și nu investim timp de calitate în noi. Și atunci, nefiind cerere, nu face sens economic pentru magazine de genul acesta să aducă produse. Dar, da, e păcat, e foarte păcat, pentru că vă dați seama că ar fi mult mai la îndemână să găsești să-ți vină în 2-3 zile decât să stai 3 săptămâni, mai intri pe la poșta vamală. Apropo, și dacă aveți întrebări, cum am procedat, care sunt pașii, ce trebuie să se întâmple, cât costă, eu știu, taxe vamale, cum se codifică, TVA și așa mai departe. Puteți să mă întrebați orice. Ideea este că dacă îți dorești, găsești. Găsești soluții, găsești cum se face, dar eu prin canalul meu și mă întorc la viziune, misiune, valori, încerc să vă ușurez drumul, dacă este cazul, dacă pentru asta vă uitați la canalul meu, pot să împărtășesc cu voi tot ce am învățat în cei 8 ani de genul, de unde fac rost, unde găsesc, da? Diferite produse sau tehnici. Dacă vă interesează, eu știu, să faceți felicitări. Eu am rămas impresionată de Jennifer Maguire și de Catherine Werner. Iarăși pot să
vă recomand canalele lor. Dacă e vorba de bijuterii, vă spuneam, rusoaicele sunt grozave. Dacă e vorba de jurnale, și aici avem de la Art Journal, Travel Journal, Junk Journal, Burn Journal, Scrapbook Journal, Botanical Journal, Urban Sketching Journal. Puteți să faceți un jurnal cu ce vă doriți voi să fie, numai acuarele, poate să fie scrapbooking, adică să tăiați hârtie, să lipiți, să faceți altceva. Nu e un jurnal de genul cum făceam în liceu, dragă jurnalule, astăzi m-am trezit, am mers la școală și nu. Deci puteți să faceți, să pictați, să faceți schițe, să desenați în creion, orice, orice vă pasionează sau ce vedeți online și vă place și vreți să încercați ceva nou. Ideea este să investiți în voi timp de calitate și mă întorc la ce ziceam în alte episoade trecute, să vă încărcați pușculița de mângâieri. Da? Să vă încărcați pe voi cu energie pozitivă ca să aveți să dați mai departe după aceea. Aștept să se usuce. O să scriu probabil versurile din ani de liceu ca să meargă și când e gata o voi posta pe Facebook, pe grupul de Facebook și poate vă alăturați și voi grupului și vă lăsați inspirați de tema aceasta și postați și voi după ce vă alăturați grupului ca să vedem și să schimbăm impresii și informații despre tehnici, materiale și așa mai departe. Pe curând, ne vedem în episodul următor.